Pe comisii prima dată, vă rog. Doamnelor și domnilor, permiteți să începem ședința Consiliului Local din data de 27 aprilie 2017. În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 464/2017, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședința ordinară pentru data de 27 aprilie 2017, orele 15:30, în sala de ședință din strada Vasile Alexandrie numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședință al Consiliului Local al municipiului Moinești. Propuneri pe comisie. Comisia de urbanism. Propuneri. Poftiți, domnul. Supunem la vot pe comisii sau la... pe comisie? Pe comisie. Da. Pe da? Supunem la vot propunerea domnului consilier Ivan. Cine să... Da. Da. Propunerea... Da. Proiect de hotărâre privind constatarea de drept al Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Nu pot să vă spun că din rândurile Partidului Național Liberal, consilierul Dărmănescu, apoi Matei Alina, și-a depus demisia pe care am înaintat-o din motive obiective. Și automat am promovat pe următorul pe listă. Domnul Abăcioa, când va fi momentul, dacă îl va lipi. Supunem la vot cine este pentru. În primă, dacă se ceva, vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă se întrebă sau discuții, dacă nu supunem la vot. Comisia Economică. Discuții, întrebări, pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 92 din 19.08.2016. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este cine pentru? Cine? Împotrivă, dacă se abține cineva. Trebuie să facem o propunere în locul doamnei consilier Matei, care a încetat mandatul. Dumneaei era desemnată de Consiliul Local ca membru în Consiliul Comunitar Consultativ.
Și ați văzut la proiectul de hotărâre componența. Mai există nominalizați domnul consilier Purcaru, domnul consilier Văsâi, domnul consilier Bălan Vasile. Deci mai trebuie o propunere. Să preia domnul Băcioaie, dacă este posibil, să preia domnul Băcioaie. Să preia sarcinile dumneavoastră. Da? A fost locul. Asta. Da, atunci putem supune la vot. Cine este pentru? De fapt, împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Nu are avis. E fără avis că se depune și vot. Era vorba de Comisia Economică. La vina voastră nu. Comisia Juridică. Discuții. Întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 31.03.2017. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2017. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești din data numărul 131 din 9-11-2010. Comisia de Urbanism, discuții de tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Ce este pentru? Împotrivă, să abține cineva? Comisia Economică, dacă se potrivește, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică, discuții întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a spitalului municipal de urgență Moinești și de Ciubacă. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt întrebări la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local Moinești 166 din 16-12-2016. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 492 de metri pătrați, situat în municipiul Moinești, strada Ierimie Pirulescu, către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Bacău. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Bună. Doamnelor și domnilor consilieri, continuăm cu lucrările ședinței de plen al Consiliului Local al Municipiului Moinești de astăzi, 27.04.2017. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 14 consilieri. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și cu prevederile legii 215, vă consult dacă aveți obiecțiuni sau completări la conținutul procesului verbal al ședinței desfășurate de Consiliul Local în data de 30 martie 2017. Nefiind completări, vă supun la vot conținutul procesului verbal întocmit la ședința ordinară a Consiliului Local din 30 martie 2017. Votul împotrivă, abținere. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 30 martie. Având în vedere că primul punct pe ordinea de zi este al doilea, de fapt, este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local, ținând cont de propunerile comisiilor de specialitate, o să dau o citire proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru următoarele 3 luni. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Consiliul Local, având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate, hotărăște. Se aprobă alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pe o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Breahnă Nicolae. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnule președinte, vă dau cuvântul pentru a supune la vot ordinea de zi, după care o să vă rog să dați cuvântul Comisiei de Validare pentru a citi raportul privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești al domnului consilier Abăcioaie pentru a putea să ne desfășurăm ședința de plen. Adică să nu existe hotărâri adoptate fără toți consilierii în funcție. Mulțumesc. Deci supunerea la vot a ordinii de zi. Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, domnule primar, mulțumesc pentru încrederea acordată. Supun la vot ordinea de zi de astăzi propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată. Dăm cuvântul pentru susținerea validării domnului consilier Abăcioaie. Pentru Comisia de Validare. Domnului președinte a Comisiei de Validare, pentru a da citirea raportului. Domnul președinte, te rog să... Raport privind examinarea calității alegerii unui consilier în Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, desfășurată la data de 27.04.2017. Comisia de validare aleasă pe întreg mandat, prin hotărârea numărul 70 din 23.06.2016, formată din Nimerceag Ioan, președinte, Văsi Ion, secretar Pascalini Ninea Alexandru, Ienea Pavel Iulian, Paloșanu Mirel, membri, a examinat în conformitate cu dispozițiile articolului 31, aliniatul 3 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii în funcția de consilier local a domnului Abăcioaie Sergiu Dan.
Comisia de validare a constatat faptul că locul de consilier al doamnei Matei Alina Georgiana a devenit vacant prin încetarea mandatului de consilier local al acesteia, înainte de expirarea duratei normale ca urmare a demisiei. Prin adresa numărul 1147 din 07.04.2017, Partidul Național Liberal, Organizația Județeană Bacău, propune pentru validare pe locul rămas vacant pe domnul Abăcioai Sergiu Dan, supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal. Potrivit articolului 100, aliniatul 33 din legea numărul 115 pe 2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 pe 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali, în caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe liste de candidați, suplianții vor ocupa locurile definite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, din partea cărora au candidat supleanții, confirmă înscris sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. Constatând lista de candidați a Partidului Național Liberal de la alegerile din 5 iunie 2016, se constată că următorul pe listă este domnul Abăceai Sergiu Dan. Având în vedere adresa organizației județene Bacău a Partidului Național Liberal numărul 1147/07.04.2017, prin care confirmă că domnul Abăceai Sergiu Dan face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al Municipiului Moinești validarea mandatului de consilier local. Semnează președinte, secretar și membrii Comisiei de Validare. Mulțumesc! În conformitate cu ordinea de zi, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Inițiator, primarul Municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia pentru Activități Economice Financiare. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia pentru Activități Economice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Ridică mâna. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mai fixă.
semnați este ceva și facem schimb. O să vă dau domnul președinte unul și fericitări. Și succes la fericitări. Fericitări și succes. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măinești, numărul 92, din 19.08.2016, inițiator primarul Municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Cine este pentru? Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru completarea comisiei cu domnul consilier Abăcioare. Raport Comisia pentru Activități Economico-Financiare. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abține? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare bugetelor Municipiului Moinești în data de 31.03.2017. Inițiator primarul Municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Avizul Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abține? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Măinești pe anul 2017. Inițiator primar Municipiului Măinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Aviz Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măinești, numărul 138, din 19.11.2010. Inițiator primarul Municipiului Măinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu patrulea Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău, inițiator primarul Municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Supunem la vot proiectul. Domnul președinte, numai un pic. 2015 noi am mai votat dintr-o hotărâre a Consiliului Local paturile astea, tot cu paturile, tot nu astea. 414 paturi și în 414 și acum. Spuneți-mi care e diferența, de ce? Am finisat două secții. Doamna Oana. S-au îndolățat trei compartimente noi în cadrul numărului de paturi aprobat. Deci avem 414 plus 12, nu? Nu. Deci sunt tot 414 din cadrul secției chirurgie generală sau distribuit o patru pentru cele două compartimente înființate noi și din cadrul secției medicine internă patru pentru compartimente înființate noi. Nu înțeleg care este diferența față de hotărârea Consiliului Local. Deci sunt trei compartimente noi față de structura veche.
Nu s-a adresat, sau noi s-au realocat. Deci din cadrul secției medicină în Denver s-au luat cei 414. Deci ele au rămas tot 414 ca și atunci și acum. Ele s-au luat din salonul ăsta și s-au dus în alt loc. S-a și s-a luat de la chirurgie structura. Structura. Da, am înțeles. Era vorba de 4. Da. Punem la vot. Cine este pentru? Ia-ți 400. Împotriva? Se abține cineva? În unanimitate de hotărâri, proiectul a fost 10. Proiect de hotărâri privind aprobarea hotărârii Consiliului Local Oinești, numărul 166, din 16-12-2016, inițiator primarul Consiliului Oinești. A fost Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Împotriva. Se abține cineva. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 11. Proiect de hotărâri pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 492 metri pătrați, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, către Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Centrul Județean Bacău, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot cine este proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 12, diverse. Domnul primar are o intervenție. Aș vrea să fac o informare. Având în vedere că în ziua de marți, începând cu ora 13, am fost vizitați de membrii Comisiei Europene, o delegație condusă din 6 persoane, făcând parte din Direcția Generală Politică Regională și Urbană. Alături de dumnealor au fost și 5 membri din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Piatra Neamț, președintele Consiliului Județean, cât și primarii din orașele învecinate, Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna, Slănic și Onești. Au fost aduse în discuție și am prezentat proiectele implementate din fonduri europene până acum și am prezentat un portofoliu cu proiectele ce urmează a fi depuse pentru finanțare. De asemenea, s-a efectuat o vizită în Parcul Municipal, în Parcul Băi, unde domnii membri ai Comisiei Europene au rămas plăcut, încântați, am observat și chiar ne-am adus felicitări pentru realizarea lui, după care s-a vizitat ambulatoriul de specialitate și maternitatea, de asemenea realizate prin finanțări de la Uniunea Europeană. După care s-au deplasat în orașul Comănești, unde au vizitat și acolo câteva străzi și un centru social. Cam atât, mulțumesc. Dacă mai sunt la diverse. Da. Chiar acum un mesaj. O stație de transport în comun pentru călători lângă spital. Văd aici cineva care ne solicită. Au zis că sunt mulți care nu-și permit un taxi. Transportul local nu trece prin fața spitalului. Traseul este pe strada Tudor Vladimirescu și Vasile Alexandrii. Este o dorință a celor care efectuează transport interurban. Acest traseu a fost licitat la Consiliul Județean și stație de îmbarcare-debarcare este Autogara Moinești și platoul Lucăcești. Nu există traseu pentru transport nici interjudețean, nici local pe strada Zorilor. Nu. Pentru că atunci ai intervenit caietul de sarcini de la Consiliul Județean. Și nu poți să schimbi caietul de sarcini la Consiliul Județean. Stația de îmbarcare este autogara și platou, v-am spus. Au mai fost discuții, au fost la audiențe persoane pentru acest lucru. Le-am transmis și dumnealor.
nu se pot modifica. Iar traseele la transportul local au fost licitate și fac parte din hotărârea de consiliu. A fost mijloc fizic. Poteți? Fizic și nici ar fi o concurență neloială între transportatori încă. Păi opresc, poliția locală monitorizează de câte ori poate. Are sancțiune, amenzi date deja pentru asta. Poftim. În primul rând îl felicit pe recunoscut domnul profesor doctor Apăciaie pentru alineamentul așa în rândul nostru a consilierilor municipal. Sperăm să facem o echipă cât mai compactă și cât mai bună, cu toții, sigur că da. Am mai ridicat încă o dată, acum fiindcă tot se apropie alegerile și panourile astea electorale arată trist, dragilor. Arată cât se poate de trist. Haideți să încercăm într-o lună, domnul primar, domnilor, să putem să le reabilităm măcar, dacă nu le putem schimba cu totul, că-s de pe timpul lui Pazvante, ca să zic așa. Ori facem altele la atelierul din cadrul, din spatele primării, ori le facem altă vopsea să le schimbăm puțin lucru. Pentru că arată jalnic. Cred că pentru dumneavoastră nu vă bucură. Era un program, dar au apărut acum niște artiști și n-am dus să le rup acolo să... Eu zic că merită să, înainte de alegeri, să ne spălăm fața curat, pentru că acolo vor fi fotografiile domnului Vieru, domnului Cezar, domnului Cotârles și alții pretendesc la funcția înaltă. Așa. Și e păcat să punem niște figuri frumoase pe niște relicve din alea. Credeți-mă, eu așa simt. Rame, dacă e vorba de rame, le fac eu gratuit. Dacă sunt și rame, da. Domnul consilier, și doi la mână, doi la mână. Să renovezi, că înainte tot lipești, după aia tot urât o să rămână. Dar trebuie să găsim în comun ceva care să nu mai ajungă așa, în primul rând. Le face, le reabilităm. Curățenie într-o casă se face, cu eforturi, dar se face. Tot e cum menținem. Să găsim și o formulă de a le menține, domnule. Deci trebuie reguli, clar. Și a treia problemă, dacă doamna care ne-a prezentat vis-a-vis de extinderea programului de stațiune și așa mai departe, parc băi spatele construcției de tristă amintire, în fine, așa, să continuăm și să facem. Eu zic nu cumva să ne gândim cu toții și strandul, fiindcă tot acolo se face un izvor de sănătate. De atâția zeci de ani și ne întreabă oamenii pe noi, pe dumneavoastră, pe toți dintre consilierii municipali, să-l prindem și el într-un program tot în cadrul stațiunii, pentru că eu așa văd, acolo e sănătate, nu? Vă răspund imediat. Strada a fost depus odată pentru finanțare din banii europeni la ADR Nord-Est. Nu a prins finanțare, a rămas în lista de așteptare. Acum este depus proiectul în perioada 16-20 și până pe 16 februarie a fost perioada de depunere, l-am depus la Comisia Națională de Investiții, la București, care face parte din Ministerul Dezvoltării Regionale. Acum aceste proiecte depuse de noi și pe PNDL și la Comisia Națională de Investiții sunt în evaluare la Minister. Este bine, sper ca evaluare se facă mai repede, pentru că... Nu mai depinde. Sunt 10 de ani, de când șratul arată ca o casă părăsită și, mă rog, e trist de tot, credeți-mă. Este un proiect de 1.200.000 de euro. Măcar într-o săptămână se poate face curăție. Nu există. Nu avem treabă cu culoare politică, cu nimic. Dar ștrandul ăla trebuie să-l facem, domnule. Și a treia problemă, ultima de fapt, văd aici către Consiliul Local Moinești, suratul domnului Stimea Adrian, cred că a citit fiecare. Are. E o cerere a unui contribuabil din Moinești, care felicit pentru vârsta dumnealui. Așa că ține cont și de anumite chestii. În schimb, eu mi-am amintit acum când am citit toată chestiunea asta, acum 20 de ani, când m-am căsătorit cu soția mea, mi-a fost drag o casă în Zemeș, în centrul Zemeșului de vânzare, un preț foarte bun, era chiar pe timpul alelilor. Doamne, eu eram vânător, vina cu mediul din natură, zic, aici e de mine, ce să mai... Bani aveam ceva, m-a ajutat fratele, sora de peste votare. Și soția mea mai isteață ca mine, recunosc, zice, măi, Mirele, mă, tu mergi drag, vom avea copii probabil, dar, noi în loc să evoluăm, noi ne ducem mai spre comună, mai spre sat, hai mă, omule, rămânem în Moinești aici, mâine Poimne va fi municipiu și așa s-a întâmplat. Eu credeți, mă, domnul profesor, zic, cu tot respectul, dar eu sunt de acord să progresăm, nu se ducem în regres. Deci să rămânem totuși un oraș, dacă se poate și municipiu și stațiune, și mai mult decât atât. Cu toții cred că milităm spre mai bine.
Acum, părerile sunt împărțite. Taxe, impozite, nu știu dacă taxele sunt mai mici, dacă ne ducem în comuna. În comuna. Aude, domnul profesor, da? Deci, vis-a-vis de Comănești, care este oraș, ce spuneți? Taxele sunt mai mici și impozite locale. La Moinești, da? Nu văd avantajul. Eu, personal, dar dacă există un avantaj, poate să spună domnul profesor. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Care ar fi avantajul, domnul profesor? Spuneți, care ar fi avantajul? Nu. Are mai un consilier, domnul. Bă, iertați. Altcineva? Domnul primar, acolo în spate, la poștă, ne confruntăm tot timpul cu mizeria lăsată de cei care vin. Rog inspecția comercială la nivelul primăriei Moinești să facă scris celor de acolo. Au femeie de servicii, au... Nu știu, domnule, când au plecat cei care vin acolo, să iasă cu un coș, cu asta și să strângă, nu să strângem noi locatari. În fiecare zi noi facem lucrul ăsta. Scris ar trebui, după care e verificat. Sunt vreo trei bărbați acolo, înainte de a pleca pe... Da, mulțumesc. În legătură cu propunerea domnului profesor, eu consider că dacă s-au strâns niște semnături și totul este legal, noi nu putem, de exemplu, consilierii, să împiedicăm o formă de democrație, este referendul, o formă de democrație. Dar atât timp cât impozitele la noi din Moinești sunt mai mici decât cele la Comănești, nu văd rostul acestui referendum. În al doilea rând, ne gândim că în Moinești nu sunt locuri de muncă. Noi trebuie să facem mai mult pentru a menține populația în orașul Moinești. Și odată ce realizăm această stațiune, vor veni mult mai multă lume din afară, vor veni și investitori, vor odată ce, vedeți dumneavoastră, când ne calcă cineva de afară, din străinătate, pragul, să pot face niște înțelegeri, să pot atrage niște investitori, putem investi o uzină, ceva, o fabricuță, putem face, odată cu stațiunea, noi avem o deschidere extraordinară. Având această deschidere, mulți se vor întoarce de afară, vor veni înapoi în Moinești și va fi foarte bine. Problema este că odată ce dispar niște posturi, la oraș dispar niște posturi, dispar niște salarii, dacă salariile se micșorează în Moinești, cade, ce mai avem noi aici? Comerțul. Deci comerțul se duce. Acele femei care stau după tarabă, care mai au locurile de muncă, ele le mai au acolo, pentru că se duce. Unul, când ai bani mai mulți, cumperi și de colo și de colo și de colo. Deci scade dintr-o dată puterea de cumpărare. Și își pierd posturile, își pierd locurile de muncă, chiar acei mici comercianți care mai avem. Și așa au dispărut cu magazinele aceste mari. Au dispărut foarte multe afaceri din astea particulare și nu este bine pentru noi. Deci trebuie să ne gândim la mai multe lucruri. Dacă țin neapărat să fac aceste referendum, s-au întrunit toate condițiile, s-au strâns semnături, totul este legal, este greu să împedici o chestie de manifestare democratică, ținând cont că s-a făcut o revoluție și unde am ajuns. Dar e bine cei care l-au inițiat să țină cont de mai multe lucruri. Atâta timp că nu sunt prea mari avantaje, deci eu zic că e bine să-și retragă, sau cum consideră ei, ar trebui să numai dezavantaje. Ar trebui pus aici pe ecran să vadă ce e la Comănești, ce este la Moinești, să se convingă și să fie totul bine, știți? Eu nu pot să zic, eu asta este părerea mea personală, știți? Țin și la cadrul democratic, dar țin ca și orașul ăsta să arate așa cum trebuie. Sau s-au făcut niște sacrificii mari. Vedeți, s-au pierdut acum locurile de muncă. Noi acum, când începem și noi să ieșim la rampă, cu spitalul care este, cu băile care vor fi și cu toate astea, acum ne dăm în cap. Deci trebuie să înțeleagă că chiar dacă ar fi impozitele, să zic așa, mai mari, cu 10 lei, cu 20 de lei, domnule, pentru a face un oraș frumos, municipiu, stațiune și asta, domnule, chiar dăm în plus fiecare cetățean. Eu zic, consider că trebuie să dăm și noi ceva pentru ca să facem orașul ăsta, așa cum merită.
Deci nu putem numai să primim, să primim, să primim. Mai trebuie să mai facem și noi ca cetățean ceva. Să mai dăm și noi pentru copiii noștri să fie altfel orașul ăsta. E pe mine mă doare, am toată familia plecat în străinătate. Sincer să vă spun, mă doare de mă rupe. Pentru că nu sunt locuri de muncă, pentru că toți se întorc, am fost în campanie electorală, din casă în casă, am văzut câte apartamente sunt goale, ba scolo nu răspunde, ba scolo nu răspunde, ba scolo nu răspunde. Problema este că este sinistru. Când în acest oraș mâncau pâine 25 de oameni, 25.000 de oameni, erau dealurile astea pline, se exploata, se făcea, deci erau lucruri, erau locuri de muncă. Doare. Deci cei care ne conduc ar trebui să țină cont mai mult de Moinești. De asta ziceam. Este cazul să urgentăm. Și cu hotelul este cazul să urgentăm. Trebuie să punem problemele pe tavă. Avem și un ministru acolo. Trebuie Moineștiul ăsta, am chiar uitat așa. Adică eu cred că consider că nu trebuie să facem demonstrații, să ieșim în stradă, să începem să atragem atenția guvernului și la ceilalți, că Moineștiul trebuie să dezvolte. A fost singurul hotel care a fost la Podul Turcului, sau în partea aia era așa, am văzut și ăla, l-au făcut și au făcut spații de cazare, noi stăm cu ăsta aici și cu tot hârtii, aprobări peste aprobări și concret nimic. Adică ar trebui să fie clar, să spunem și noi odată, domnule, ne-am săturat, ce gânduri aveți voi ăștia de sus? Nu ne mai țineți cu promisiuni, hai să facem ceva. Că înainte să făceam un bloc pe timpul lui Ceaușescu în 2 luni. Și acum nu sunt în stare în 20 ceva de ani, 25 de ani să fac un hotel, să fac ceva pentru Moineștiul ăsta. Deci nu plâng după epoca Ceaușescu, dar nici domnule halul ăsta. Deci asta este părerea mea. Care discutăm depusă de către domnul Iftimie Adrian. Deci, într-adevăr, la secretarul municipiului Moinești a fost depusă această documentație. În conformitate cu prevederile legii 250, eu aveam obligația să verific veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse, mai exact în acele liste de semnături. Am transmis acel dosar cu liste serviciului de evidență informatizată a persoanelor și stare civilă pentru a verifica dacă acele date sunt corecte. În urma verificării care a avut loc la Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei, consultând baza de date a județului Bacău, s-a constatat că mai multe persoane, este vorba de peste 100, da, care au fost înscrise cu semnături în acele liste, nu corespundeau cu statutul persoanelor acelea, datele de identificare, datele de stare civilă, aveau domiciliile pe alte localități, alte județe și figureau și decedați în baza de date. Având în vedere acest răspuns de la Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei, acel dosar l-am trimis spre soluționare parchetului de pe lângă judecătoria Moinești, pentru că existau niște documente transmise în fals, pentru care eu nu puteam să-mi asum răspunderea, să le pun, să vi le propun dumneavoastră pentru promovarea unui proiect de hotărâre și pentru adoptarea ordinea de zi a Consiliului Local a unui asemenea proiect. În acest moment, acel dosar este în cercetare la dosarele, la organele de cercetare penală, în speță la parchetul de pe lângă judecătoria Moinești. Avem foarte multe petiții de la domnul Iftimi, nici nu le mai știu numărul, și nu numai de la dumnealui, și de la alți cetățeni care și-au dat semnătura în acele liste, de la instituția prefectului, de la Guvernul României, la președintele României, de peste tot avem petiții, însă excede cadrului legal de soluționare a acestei probleme în această fază de către Consiliul Local, până când nu există o hotărâre a acestor organe de cercetare penală. Am vrut să vă informez care este stadiul acestei solicitări, pentru a ști și dumneavoastră unde ne aflăm. Deci, la această solicitare pe care domnul Iftimie a depus-o ieri, eu nu am avut timp să vă promovez, să o pun pe site, ca dumneavoastră să o puteți lua în discuții la punctul diverse, dar dacă domnul este prezent în sală și a dorit o informare, eu m-am văzut obligată să vă informez pe dumneavoastră pentru a fi în cunoștință de cauze. Așa stau lucrurile la acest moment.
Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai este vreo intervenție. Da, domnul Iftimi, motivează solicitarea respectivă cu semnăturile, ce scrie, pentru ce, de ce vor, vor trecerea de la municipiu? A, am înțeles. Da, 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 trebuie să zic. Da, pentru ce, așa? Fără așa, haideți să trecem la comună. Înainte de a trece la problema care, care m-ați provocat, eu nu vă cunosc. Nu m-ați provocat în problemă. Prin problemă. Și toți cei care s-au anunțat și au discutat, atâta vreau să spun. Ați mințit cu nerușinare. Sub sancțiunea răspunderii, dacă puteți proba ce ați afirmat. Domnul profesor, v-a dat cuvântul domnul președinte ca să-i spuneți ceva, nu să aduceți acuze. Dacă aveți adus acuze, vă rog să vă adresați organelor de cercetare sau oricui altcineva care credeți că poate soluționa. Bine, vă mulțumesc. Am să mă opresc și am să pun o primă întrebare, pentru că am fost întrebat și ca profesor de biologie, mi-a zis, profesore, dar cum vezi propunerea primăriei Moinești de aprobare a unui stațiuni pe, pe bucățele? De unde până unde? Care este sursa acestei stațiuni? Avem un singur izvor sulfuros, unul feruginos și unul azotos. Ce o să rezulte? Aș vrea să solicit că poate să ne dea relație mai multe pe doamna doctor Tincu, cam ce trebuie și din cerințele unei stațiuni, dacă noi avem baza materială. Care bază materială? De tratament? Sau credeți că o să vină străinii cu bani să arunce în Moinești în sensul că este o stațiune? Din ce să o facem? Din ce? Am ascultat la început și am spus și întrebarea. Doamna care ați prezentat strategia și proiectele, păi n-ați spus nimic, doamnă. N-ați spus nimic. Ați bâlbăit-o dintr-o parte în alta, dar n-am văzut un ban. Cine contribuie cu bani ca să facem statul? Doamna nu este în sală. Doamna... S-a lucrat, era lângă dumneavoastră. Mă scuzați. Eu o să știți că nu văd așa bine și de aceea nu vă recunosc. A venit cineva cu o altă informare care țin neapărat să-i răspund. Este domnul primar. Interimar. Domnul primar. Eu am curajul să afirm aici, dovediți-mi, ca să mergă în patru labe, că acea propagandă care ați făcut-o cu taxele, ați mințit, domn primar. Se reduce în două capitole câte 10%. Știți cine beneficiază? Numai dumneavoastră. Și nici dumneavoastră nu beneficiați. Dumneavoastră aveți, un avantaj. Aveți salariul ăsta pentru care ați făcut ședința de astăzi, din care cetățenii vă plătesc. N-am să comentez, dar am spus o întrebare. Am auzit la început că face o dezbatere cu privire la proiectele privind stațiunea. Asta se numește dezbatere? Ce ați făcut dumneavoastră astăzi? Asta se numește informare? E o părere a dumneavoastră, aș vrea să închei la capitolul ăsta, că n-am cum să spun tot. Eu nu văd bine, nici nu mi-am notat, nici nu m-am pregătit. A părăsit prin contribuția conducerii atâția oameni care au fost încadrați în Petrolul Moineștean și care l-au gestionat, n-a fost gestionat de băștinași, a fost gestionat de benetici, veniți de pe alte părți. Vă adresați conducerii primăriei sau nu, nici într-un caz nu. Sau conducerii Petrom? În parte conducerii Petrom. Nu sunt aici de față. De am înțeles și îmi însușesc aspectul critic. Că aveți dreptate. A zis cineva și l-a jurgat pe domnul primar
să justifice dacă nu mă duc acasă și aduc acea broșură propagandă prin care ați încercat să spuneți că impozitele noi sunt mai mici. Am trei oameni în sală atâta care am văzut că au venit. Dacă ei mi-aduce chitanța că o plătim mai puțin ca anul trecut, merg în patru la mine. Mă înjosesc până acolo. Adresați-vă spre primărie și primiți răspuns la fiecare întrebare. S-a spus că sunt mai mici decât la Comănești. Nu, decât. L-a raportat la Comănești, nu raportat. Domnilor consilieri, domnilor consilieri, nu vă supărați pe mine că zic. Dumneavoastră spuneți că e mai mic impozitul la Mănești decât la Comănești? La fel, uite. La fel. Lăsați-o bază. Lăsați-o bază, că aveți două capitole, unul cu unul într-un loc, cu 10, lăsați-o și în altă parte, e tot cu 10. Mi-aduc aminte, domnul Iftimi, că anul trecut, tot cu dumneavoastră în sală aici, au fost postate pe aici impozite la Comănești și la Moinești. Și acolo se spuneau și ați văzut. Nu, am înțeles ce propaganda ați făcut. Dar nu puteți să răspundeți la o întrebare, domnul profesor. Da? Decentă și pertinentă. Spuneți-mi dumneavoastră două avantaje. Presupunem prin absurd că devenim iarăși oraș. Oraș. Două avantaje, dar să fie avantaje. Unu. În două capitole bugetare, întreaga populație a Moineșului va plăti cu 10, câte 10% impozit mai mic. E just. O dată. Doi. Dumneavoastră veți pierde. Aș vorbea de consiliere, vorbea de președintele, vorbea de secretarul, în rest, arătat în cine mai pierde. Ce câștigă 24 de mii de oameni? Ce au câștigat și până acum, că n-ați făcut, inclusiv actualul, nu aveți o strategie să faceți locuri de muncă. Pas cu pas, cum a spus președintele. Pas cu pas, domnule. Care e pas cu pas? Că sunt de 27 de ani de când numai se pierde în Moinești. E un început. E un început. Nu poți face așa. Vedeți că și noi punem probleme destul de sănătoase. Poate că am punit un proiect atras de la Uniunea Europeană în anul trecut s-au creat 43 de locuri de muncă la centru social. Am înțeles, spre exemplu, bine că mi-ați adus aminte că nu o să vă supărați pe mine, că nu cu răbdare. Nu cu răbdare. Încă o dată. Moineștiu a externat rețeaua electrică. Moineștiu a externat gazele. Moineștiu a externat gunoiul. Moineștiu a externat apa. Moineștiu a externat. Dar dumneavoastră, domnilor consilieri și domnule secretar și primar al municipiului, ce trebuie să faceți? Politica cui? Asta spune lumea. Statului român. Nu se vede. Nu se vede. Păi ai externalizat primăria Moinești, Ionul sau Gazul sau ce? Dar domnul primar, de ce nu v-ați gândit, spre exemplu, la un parc industrial care să realizați locuri de muncă cu comune din prejurime, să avem, de exemplu, legumele în jur și nu legumele care vin din gratuși? Păi, dacă e vorba de finanțare, îmi face impresia că putem avea aceeași sursă care vrem să o avem și la stațiune. Domnule, trebuie și dreptate. Deci nimeni nu condensă. În anumite chestiuni, într-adevăr, foarte mici. Și noi trebuie să venim cu proiecte, dar noi putem toate într-o zi, că nu ne putem magazina. Dar uitați-vă un proiect care l-a făcut. Deci eu vreau să vin, dar tot așa pe hârtie și probabil că și dumneavoastră. Mi-a ridicat cineva problema. Cei care vin din afară, poți vrea, nu o secundă. Deci cei care vin din afară, că sunt oameni care cunosc eu, oameni cu sute de mii de euro. Dacă noi le creăm un suport aici, cu scutiri de taxe, de impozite, domnule, 10 ani, în funcție de câți angajați ai, cei care fac prestări servicii, deci producție, domnule. Asta e bla-bla, domnule. Deci care vă lasă-mă să există bla-bla că e pus pe hârtie. Asta e din punctul meu să vedem. Lăsați-mă să răspund la problemele care a ridicat. A ridicat-o doamna aici. Deci noi avem de gând să facem și lucrurile, să nu vedem toate într-o zi. Într-o singură ședință, să capacităm tot. Dacă în 27 de ani n-ați făcut decât ați luat în momentul de față, pun dracu că nu o să mai faceți, domnule. Democrația, cum a spus-o Silviu Burcan. Lăsați-mă să... A venit o doamnă care a informat starea noastră. Doamne, iartă-mă că spun. Păi, fima ta lecinătii, dar n-ai caracter, că ai încercat să minți în halul ăsta. Măcar știi, măcar știi spre exemplu ce hotărâre a dat cercetarea juridică. La fața de ele a făcut, care le-ați făcut dumneavoastră. Încă o dată, repet,
O să vedeți și iese. Noi avem în scripturi de la parchet. Avem în scripturi că nu se confirmă spusele dumneavoastră. Dați-mi și nou. Poftim? Dați-mi și nou. Nu adun, că sunt deja, deja sunt pregătiți la curtea de apel Bacău, că dosarul e avansat. Să așteptăm pronunțul să se pronunțe. Păi ce vă spuneam? Sunt pe urmă instanță. S-a dat respins. Dacă vreți, întrebați, spre exemplu, sunt câțiva țigani care au greșit nu. Și câțiva minori, de restul ați făcut falsificare. Și ați tergiversat. Da. Dar la lege nu scrie că au voie câțiva minori, au voie câțiva țigani, sau români, sau maghiari, sau primar, ca să vă dau un răspuns de care va trebui să vă folosiți mereu. Unu, v-am depus semnături de trei ori când cere legea. Dar arătați-mi în legii că se prevede ca eu trebuie să fac la jumătate din Moinești. Îmi cere un număr și eu v-am depus semnături valabile, doamna care ați informat. Strânse în fapt. Rușine să vă fie. Semnă. Nu mai... Mai iertați, gata. Dacă continuați... Dacă altceva. Mulțumim pentru informare. Dacă mai sunt și alte probleme. E competența noastră verificarea. E verificat altcineva. Domnul Nemircea. Să vă mulțumim. 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 Să vă mulțum